сегодня не улыбаемся, 5, сегодня все серьезные, 6, да? 3, 2, 1. Bună ziua, stimați jurnaliști, onorate asistențe! Am convocat acest briefing de presă pentru a vă anunța că sâmbătă, 16 noiembrie, a avut loc Congresul de Constituire al Partidului Republican Inima Moldovei. La congres au participat 272 de delegați din 22 de raioane ale Republicii. Într-un timp record, în doar 10 zile, împreună cu colegii din grupul de inițiativă, am reușit să vizităm circa 2-3 mii din raioanele țării. Astfel, membrii ai partidului au devenit 1191 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Iar în 22 de raioane am reușit deja constituirea organizațiilor teritoriale. Vreau să le mulțumesc și pe această cale colegilor pentru mobilizarea exemplară de care au dat dovadă, iar cetățenilor care ni s-au alăturat pentru încrederea pe care au manifestat-o față de cel mai nou proiect politic din Republica Moldova, Partidul Republican Inima Moldovei. În cadrul Congresului a fost adoptat statutul și programul partidului, dar și aprobarea componenței nominale a Consiliului Politic Național și o rezoluție specială. Consider necesar să menționez că, potrivit statutului, Inima Moldovei va fi un partid de centru stânga, iar în activitatea sa, formațiunea se va conduce de doctrina conservatoare. Programul nostru are la bază o parte din prevederile programului cu care am mers eu în calitate de candidat independent în alegerile prezidențiale. Aceasta pentru că programul din alegerile prezidențiale a fost pe larg consultat cu cetățenii și a reprezentat inclusiv viziunile lor despre soluțiile ce se impun pentru problemele cu care se confruntă Republica Moldova. De asemenea, în cadrul amplelor consultări cu cetățenii pe care le-am avut după alegerile prezidențiale, oamenii ne-au îndemnat să mergem mai departe cu programul pe care ei deja îl cunosc, îmbunătățiți și noi cu prevederi, deoarece el reflectă în tocmai situația pe care o avem în țară și pașii ce trebuie de făcut pentru ameliorarea acesteia. Voi aminti și cu această ocazie obiectivele de bază ale programului nostru. Asigurarea păcii, prioritate absolută, stoparea crizei demografice, revenirea de la dictatură la democrație, politică externă echilibrată bazată pe interesele reale ale Republicii Moldova, justiție independentă și profesionistă, luptă reală cu corupția, economie bazată pe investiții, pe reguli de joc clare și stimulatorii, sistem de protecție socială eficient, noi abordări în sănătate, educație și cultura, descentralizarea și autonomia locală reală, soluționarea problemei transnistrene. Fiecare din aceste obiective e dezvoltat prin acțiuni concrete care vor fi implementate ulterior. Avem viziuni, avem capacități și avem dorință sinceră de a salva Republica Moldova. Țara noastră poate și trebuie să fie salvată și noi vom face acest lucru. Stimați jurnaliști, onorată asistență, următorul pas pe care îl vom face va fi depunerea setului de acte prevăzut de legislație în vigoare la Agenția Servicii Publice pentru înregistrarea formațiunii. Imediat după înregistrarea oficială a Partidului Republican Inima Moldovei, vom demara un amplu proces de construcție pe interior. Scopul nostru este să avem o structură cât mai ramificată, funcțională și eficientă și acest obiectiv trebuie realizat cât mai repede posibil. Aceasta pentru că în 2025 vom avea alegeri parlamentare care vor reprezenta primul examen politic serios pentru formațiunea noastră. Ne vom pregăti temeinic de acest scrutin, pentru că de el depinde decisiv viitorul
Republicii Moldova. Onorate asistențe, țin să menționez că Partidul Republican Inima Moldovei apare într-un moment de grea cumpănă pentru țara noastră. Acum, când mulți privesc cu neîncredere viitorul țării noastre, avem datoria de a demonstra că Republica Moldova nici pe departe nu și-a epuizat potențialul și se poate dezvolta în continuare, devenind într-un viitor previzibil un stat cu adevărat puternic, din toate punctele de vedere. Vom munci cu dedicație pentru aceasta și sunt sigură că vom reuși să fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc pentru atenție!